teoretic, aici se află noul meu iMac. Practic, nu m-am uitat, deci nu știu la ce să mă aștept. Sper să fie întreg, sper să fie ce așteptam eu să fie. Hai să vedem. Pare să fie ce trebuie. E albastru pentru că voiam argintiu, dar n-am găsit. Nuanța asta îmi place. Nuanța asta nu prea îmi place, dar trebuie să mă obișnuiesc cu ea. Gândul de a-mi upgrada laptopul cu un iMac e de mai mult timp. Cam de când s-a lansat iMac-ul ăsta. Și am așteptat un moment potrivit pentru asta, până când mi-am dat seama că multe din stocurile de iMac s-au vândut și că din cauza problemei semiconductoarelor s-ar putea să se refacă stocurile foarte greu. Așa că în loc să mai aștept până când apare varianta argintie din nou în stoc, care apropo nu mai e niciun fel de stoc de cel puțin o lună jumate, deci în loc să aștept varianta aia, am zis să-mi iau varianta pe albastru, pentru că mie îmi place culoarea albastră și singurul lucru care îmi displace aici e nuanța asta de blu din față, cu care cred eu că mă voi obișnui. Ne întoarcem la asta. Cutia e mult mai grea decât e iMac-ul. În schimb, este o experiență cu care Apple ne-a obișnuit deja. Totul arată wow, se desface așa super interesant. Pe lângă produs, pe lângă iMac, mai găsești în cutie cablul de încărcare, de alimentare, că nu are baterie. Cablul de alimentare, ăsta face parte tot din cablul de alimentare. Stickere albastre de data asta. O tastatură, tot cu nuanțe de bleu, așa albastru. Cablu pentru încărcarea tastaturii, fără charger, că poți să o conectezi direct la iMac. Și aici trebuie să fie mouse-ul. Un mouse care pe spate are tot așa culorile iMac-ului. Se vede? Se vede Hello aici? Ce ajută să fie ecranul spart și să nu am ce să fac cu clipul filmat până acum. Sau poate n-aș râde. Hello, acum se vede. Foarte bine protejat. E foarte ușor el în sine, cutia e solidă rău și ca să-l protejeze în transportul ăsta prin toate țările prin care ajunge. Cum spuneam, e un iMac pe care eu mi-l doream foarte mult pentru că deja laptopul meu, MacBook-ul meu începe să-și arate bătrânețea. E un MacBook din 2018 și când vine vorba de editări video, dacă sunt clipuri mai lungi, deja începe așa ușurel să dea impresia că nu prea se descurcă. În plus, renderele încep să dureze mult. Și asta în condițiile în care încă nu filmez și editez 4K pentru canalul ăsta de YouTube, dar în viitorul, sper eu cât mai apropiat, o să fac upgrade și la cameră și o să filmez 4K cu acea cameră și știu sigur că MacBook-ul meu din 2018 nu poate edita 4K atât de bine, adică mai mult mă încurcă decât mă ajută. Și așa a venit foarte natural și simplu ideea upgradării laptopului sau dispozitivului de pe care îmi fac treaba și mi-am dat seama că pentru prima dată după foarte mult timp mă gândesc la a-mi cumpăra un desktop, nu un laptop. Pentru că mi-am dat seama că mai bine de 90% din activitatea mea o fac de la birou. Pe lângă lucrul ăsta m-am obișnuit deja să lucrez cu monitor, este monitorul ăla din spate și pe care l-ați tot văzut în alte clipuri, iar în puținele cazuri în care lucrez doar de pe laptop, ecranul ăla mic parcă nu mi-e de ajuns, mi se pare că e mult, mult prea mic. Și de-aia am zis că ce rost are să îmi iau un alt laptop, dar să trebuiască să lucrez tot de pe un monitor extern și poate să-mi cumpăr un monitor mai bun ca să arate mai bine imaginea, în loc să-mi iau un iMac care are tot ce-mi trebuie mie
în el, iar laptopul de până acum să-l las să fie folosit strict în situațiile în care lucrez în deplasare. Mai ales că Apple a făcut ecosistemul ăsta prin care toate lucrurile se sincronizează între ele, deci dacă trec de pe iMac pe MacBook, am totul sincronizat deja și trebuie doar să iau MacBook-ul cu mine și să lucrez și cam asta e, nu trebuie să transfer nimic în mod normal. Când vine vorba de configurația acestui iMac, n-am vrut să fie modelul de bază, deși e destul de potent, am văzut asta în review-urile altora, poate să ducă destul de mult, dar n-am vrut să fie modelul de bază, tocmai ca să fie o investiție pe termen mai lung. Mă gândesc că în următorii 4-5 ani, minim, nu o să fac upgrade la acest calculator, așa că am ales un model care are 8 GB de RAM, asta e baza, aici n-am cerut mai mult pentru că știu că produsele Apple se descurcă cu 8 GB de RAM foarte bine. Procesorul este M1, dacă aș fi făcut acest clip acum vreo 2 săptămâni ar fi fost cel mai nou procesor de la Apple. Între timp au mai lansat M1 Pro și M1 Max, dar este un procesor revoluționar când vine vorba de procesoarele pentru calculatoare și pentru laptopuri, deci procesor M1, dar am ales varianta cu 8-core GPU, adică procesorul grafic să aibă 8 nuclee în loc de 7, cum era modelul de bază, iar ca memorie de stocare am ales varianta de 512 GB, pentru că pe MacBook, pe laptop, am 256 și nu mi-ajunge. Sunt pe sistemul, am terminat un clip de editat și înainte să mă apuc de următorul, șterg sau uploadez într-un drive toate fișierele de la clipul anterior pentru că nu am destul spațiu. Cu 512 GB eu zic că mă descurc. Dacă nu, am în plan să îmi iau și un SSD extern, tocmai ca să mă pot juca mai bine cu fișierele și să nu depind neapărat de memoria internă a calculatorului. Să vedem, asta va fi pe viitor. Hai să-l conectăm, să vedem care-i treaba. În timp ce vorbim, MacBook-ul din spate salvează într-un hard tot ce are el acolo, ca să poți să transfer mai rapid și mai ușor în iMac, dar până atunci hai să-l pornim, să vedem care-i treaba. Am înțeles că e foarte satisfăcătoare senzația asta de a conecta iMac-ul, la priză, pentru că aici, în orificiul ăsta în care se conectează, este un magnet și ar trebui să se atragă așa unul pe celălalt, să vedem dacă e așa satisfăcătoare cum se spune. Da. Confirm. Are aici un buton. E primul iMac pe care pun mâna așa ca lumea, în afară de iMac-urile cu care m-am mai jucat eu prin tot felul de showroom-uri. Asta e primul pe care îl văd așa în toată frumusețea lui. Ce mai place pe lângă dispozitivul în sine e că am o tastatură care aici are un cititor de amprentă. Și asta înseamnă că atunci când trebuie să introduc o parolă, pur și simplu pun degetul aici și se introduce parola singură. Sau când vreau să fac o plată cu un card deja salvat, tot așa pun aici degetul și ajunge. Ce îmi zice aici este să deschid mouse-ul și tastatura și să vedem. Aha. Da, și începe setup-ul clasic. N-am să-l setez acum pentru că aștept să se transfere tot ce e pe MacBook pe acel hard ca să pot face setup-ul cum trebuie. Dar acesta a fost unboxing-ul. Când vine vorba de primele impresii, nu vor fi despre felul în care funcționează, pentru că trebuie să-l testez ca lumea, să-l forjez ca lumea ca să-mi pot face impresii despre asta. Dar așa, la o primă vedere, mi se par materiale foarte premium, așa cum ne-am obișnuit. Este un calculator care nu ocupă mult spațiu, care e foarte puternic și care, cred eu, mă va ajuta să-mi fac treaba în următorii câțiva ani. Dacă ai întrebări despre iMac, te invit să-mi spui în comentarii. Dacă vrei să-i facem și un review complet, din nou te invit să-mi spui în comentarii. Eu când l-am cumpărat cu mici peripeții. Nu voiam să iau altă culoare în afară de argintiu sau albastru. Iar cel albastru mai era doar la eMag, doar acolo l-am găsit în configurația asta de care aveam eu nevoie. Doar că nu era în București, nu era în magazinul online. Scria că este disponibil doar în showroom-ul de la Târgu Mureș. Și inițial m-am gândit cum aș putea eu să fac, pe cine aș putea eu să sun ca să ridice iMac-ul ăsta de la Târgu Mureș și să îl pună la curier și să mi-l trimită în București. Dar până la urmă n-a fost nevoie să fac asta, m-am dus la showroom-ul eMag de aici, din Băneasa, și cineva de acolo, un angajat eMag, mi-a zis, se rezolvă, stai liniștit, facem comanda, îl cerem aici în showroom-ul din Băneasa și poți să vii să-l iei. Nu știam că există posibilitatea asta, așa că dacă vrei să-ți iei un produs de pe eMag și apare că e doar în showroom-ul dintr-un alt oraș față de cel în care ești tu, să știi că există și această opțiune și trebuie doar să mergi într-un showroom din orașul tău și să
discuți cu oamenii de acolo și vei putea face asta. Era ultimul produs de pe stoc, de aia puteai să-l vezi doar în showroom-ul din Târgu Mureș. Duminica am făcut comanda, duminică seară, și astăzi când filmez acest clip și când am luat iMac-ul este marți. Deci luni l-au pus pe curier, marți a ajuns și mă pot bucura de noul meu iMac. Îți mulțumesc că ai urmărit acest clip, spune în comentarii dacă vrei să vezi și un review complet pentru acest dispozitiv și ne vedem săptămâna viitoare, așa cum ne vedem în fiecare săptămână.